Pe lucruri serioase, un tânăr student din Cluj a reușit să obțină o finanțare europeană impresionantă pentru proiectul său inteligent din domeniul măsurătorilor terestre și cadastral. Ei bine, aici chiar e un sistem de drone folosit foarte inteligent, pentru că ele vor putea să furnizeze informații extrem de prețioase, inclusiv în legătură cu pădurile, de pildă cu numărul copacilor. Util, că nu știi, erau 10 și deci au mai rămas 8, dar și cu sănătatea acestora și multe alte beneficii pe care le vedem în materialul următor. Tânărul student la Universitatea de Medicină și Farmacie Veterinară din Cluj-Napoca a câștigat un proiect cu finanțare nerambursabilă de 50.000 de euro pentru proiectul său inovator, bazat pe ceea ce lipsește de pe piața de măsurători cadastrale din România. Noi putem oferi lucrări de topografie clasică, cum ar fi întabulare de terenuri, trasări, înțărușări de proprietăți și așa mai departe, topografie ingineriască și partea inovativă de dronă plus lidar, care constă în crearea unui nor de puncte, scanare, calcule de volume, calcul de masă lemnoasă. Putem face absolut orice lucrare topografică. Cu ajutorul echipamentului, tânărul student antreprenor poate obține informații legate de numărul copacilor dintr-o pădure, vârsta acestora și chiar sănătatea lor. Totodată poate monitoriza culturile agricole și poate realiza scanări 3D ale clădirilor, drumurilor și podurilor. După ce a colectat datele din teren, munca nu se oprește aici. Tânărul trece la procesare și randare. Este norul de puncte brut, obținut după zborul cu drona de astăzi. Și de aici se poate observa foarte bine taluzurile, diferențele de nivel. Aici se vede elevația terenului, aici se poate vedea densitatea norului de puncte, care a luat puncte chiar și printre vegetație până la pământ. se pot trasa suprafețe, se pot măsura suprafețe. Se pot face poligoane. Prețul unei astfel de drone dotate cu senzorii necesari pentru măsurători depășește 20.000 de euro.